Good morning sunshine, vă salută fratele, bine ați venit la un nou daily. M-am trezit, am făcut un live, e ora joi, m-am trezit pe la vreo 6 și ceva, am făcut un live până la 10 și un pic, 11 jumate ceasul. Am efectuat, așa că se vede, nu se vede, o omletă corectă și astăzi suntem casnici și stăm pe acasă și am să și filmăm, de ce să nu facem și noi un daily lejer, bam bam. Filmăm și noi pe aici și pe lângă casă, nu se întâmplă foarte multe, like, subscribe dacă ești pentru lumea pe acest canal, Conac oficial pe Instagram, facem acolo 100.000 sau am făcut deja când apare vlogul, Conac cu bifă pe TikTok. Acum efectuăm și noi omleta asta să mâncăm și noi dimineața ceva. La desăbirea ră pe Marinică, el e Marinică, salut Marinică, ce faci mai aici? Facem internetul, rețeaua de internet pentru bootcamp-ul ăsta, adică aducem cu un fir de sus internetul de la mine, îl distribuim după aia la toată lumea, da? La 5 calculatoare, uite acolo. Între timp am făcut un căcăleț pe cupă de desup acolo, a făcut pipi în ăsta, ca unul ăla trebuie să zboare de acolo. O plăcere supremă, nu? Asta trebuie scos. L-am scos cu picior. Canapea o să zboare, că mi-a făcut ăștia pateu. Îmi plecase Tomi ieri, l-am găsit azi. A venit, l-am băgat înapoi. Și aici efectuează fratele Cuna cu mare omletă. Altă bună dimineața, omi se îndinează viața. Tu ești forța și dulceața inimii. Ca românii, uite așa, că nu rămână nimic pe fund. Am bătut o oleasă, nu s-au făcut apă. După aia trebuie să spălăm basilic. Suntem casnici azi, băi, suntem casnici, 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 casnici. Dacă le încurci să-mi zici ceva ca să nu mă îndurez de supra-sare. Facem și noi omletă. Mamă, câtă omletă am făcut eu. Tie, tata, ce facem? Cum te simți? Cum e, surat? Altă viață. Altă viață. Da, mă, băieți. Astăzi cred că fac și un live pe canalul mare. O să mut calculatorul de sus și în timpul ăsta, dar nu știu dacă să fac live de acolo sau să fac un șpriț de jos, dar nu prea mai beau eu șprițuri. Am intrat într-un silențiu ăsta în patru live-urile. Am pus eu mâncat și gurata cu bootcamp cu alea, cu alea, vreau să-mi revin și eu, frate. Mamă, ce omletă am făcut aici. Croissant baguette. Hai să dau niște foarte așa. O să tragem la foc rapid acum. Gata. Nu se iau pâine cu trotineta, stai spălăm vasele. It's time to eat, boys. Dimineața mergem să mâncăm. Ne poziționăm noi aici. Ciao, ciao, bau. Am și noi niște pâinică. Când de ele imediat. Ce le-am dus aici în spatele meu? Și aia e când ești caznic, băi? Am trecut, m-am pucat să nebunea eu. Mă vedeam, dar eram ciolapa, eu găteam. Mă, și făceam dulciuri, covridogi, sarmale. Știi? A plecat bucătarul din tine? E, nu, da. La un moment dat trebuie să mai niște și tu, bă. Nu e bine să le faci pe toate, bă. Te bagi în toate, te obosești. Aproape o săptămână de când dorm și eu noaptea. Gata, am mâncat. Ce v-am zis omul ăla, cât ajunge valeză? Fiți atenți aici de ceasul. Și pe 22 și n-a ajuns. A făcut Marinic aici treaba. De cablul avem pe jos o patatate. Deci avem un cablu aici, unul aici, unul aici, aici și altul acolo și altul aici. Și mai trebuie să mai tragem la unica unul, ai zis? Am găsit și noi niște jocuri de astea acum, băieții, pe care să le jucăm și noi. Am preluat comandata în valoare de 236 și o livrăm pe 8, începând cu 7 dimineața. A venit și Tomiț, uite-l pe Tomiț acolo. Tomi, bă, trebuie să fac și eu aia, mă, frate, că uite, a căzut aia de 6 luni, e bun, și am făcut-o odată. Aia l-a făcut și eu, bă, fratele, ne auzim, os. Ziceți, pa, lu' Marinică, pa, Marines. Am lălăit-o puțin, băieții, și am uitat ce trebuie să fac. Trebuie să șterg tabla, că o să facem strategiile pe tablă. De bootcamp azi. Șterg tabla, fel vasele acum. Ei, o târnapoi, e Mădălină, că dă râmgardul. O târnapoi. De-aia e bine, mă, să ai prieteni mulți, că te ajut. Și ce vreau să filmăm, mă, valiză? Să ne batem pe față, cu taco. Să ne dăm palme cu de-aia de șaurma. Am văzut un clip pe TikTok, Caterinca, mă. Ai, fratele meu, valiză, mă, să mă ajute la curățenie, vedeți, bă? Ce înseamnă trup și suflet. Fiți atenți ce program am așa. Pe 28
septembrie trebuie să mă duc la Timișoara la Alin la botez. Fratele meu nu pot să-l refuz. După aia, la început de noiembrie, trebuie să mă duc în Londra să fac clip la acel băiat care mi-a făcut un graffiti mare, 5-6 metri un graffiti de la Londra. Trebuie să mă duc acolo la anul, pe 5 ianuarie, să naște finuța mea. În martie, aproape de ziua mea, facem botezul la fetiță, dacă o să fie fetiță, să știu. Sunt naș și în toamnă trebuie să-mi fac eu nunta, mă însor. Gata, bă, că mi-a scos penea mea. Las-o, Doamne, așa. Bă, să vedem, mă, că am dormit. Știu dacă se vede, dar am trezit și acum. Mi-am pus un meci de CSGO liquid cu Astralis pe Inferno. Uit. S-a terminat primul vlog de editat și urmează să mă uit și la el acum. Și mă bag să fac un ride ca mare. Ne-am parcat și noi aici frumos la Nentuertis. Ne uităm și noi la meci. Suntem și cu țecariștea. Suntem cu țecariștea aici. E și valiza acolo pe dreapta. Ne uităm și noi puțin la meci. Pregătim Delivianos.
Nu uita să apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și nu uita Conacu cu Bifo pe TikTok, Conacu oficial pe Instagram, Conacu Gaming, al doilea meu canal, să mă urmăriți și acolo pentru că suntem live de fiecare dată în timpul zilei sau dimineața sau noaptea, depinde când vrea lumea live. Și ne pregătim de daily numărul 3, susține seria cu un comentariu și un like neapărat dacă vreți ca seria asta să continue.